Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Dacă ai un obiectiv clar, ai toate șansele să-l atingi în 2022, trebuie să crezi în tine și să acționezi decisiv, dar, înainte de a începe ascensiunea, reconsiderați dorințele și intențiile cele căsătorite pot începe să planifice un copil în primele zile ale anului 2022, deoarece acesta este momentul cel mai favorabil pentru reprovizionare. În relație va exista armonie și pace. Dacă mai devreme, în familia ta, conflictele s-au declanșat adesea pentru flacuri, în noul an situația se va schimba, vei învăța să negociezi. Din punct de vedere financiar, Prima luna anului va fi nefavorabilă și pot apărea dificultăți în materie de carieră, dar în primăvară totul va începe să se schimbe în bine. În particular vorbind, 2022 va începe foarte bine. Vara va aduce puțin haos în viață, situații cu care va fi inutil să lupți. Va trebui să accepti starea de fapt și să încerci să nu interferezi cu planurile stelelor și planetelor. Cele mai bune tactici pentru această perioadă sunt zmerenia și anticiparea. Toamna îți va aduce alinare. În general, horoscopul pentru 2022 ar trebui perceput ca un indiciu. Ghidată de recomandări, îți va fi posibil să obții succes și să-ți îmbunătățești semnificativ relațiile cu ceilalți. Tigrul, guvernatorul anului, te va învăța să asculți, și vor avea loc schimbări bune în viața ta personală și în carieră. Conflictul este extrem de nedorit, altfel te așteaptă o prăbușire completă a planurilor, speranțele nu vor fi justificate. Stelele pentru tine în 2022 au două scenarii diametral opuse în conținut, dar care dintre ele va putea fi implementate depinde în totalitate de tine. În primul dintre ele, destinat capricornilor activi și intenționați, accentul este pus pe realizări înalte în profesie, consolidarea poziției financiare și o viață personală destul de stabilă. În schimb, acest lucru va necesita eforturi titanice, rezistență spartană, muncă de dimineață până seara și la sfârșitul anului un bine meritat final fericit. Ei bine, dacă nu faci nimic și mergi cu turma, atunci 2022 s-ar putea să nu meargă atât de rozi, conform celui de-al doilea scenariu, dacă arăs pasivitate și lipsă de chef, atunci capricornii nu vor avea cele mai bune perioade din anul tigrului. Frustrarea în îndeplinirii planurilor, responsabilitățile oneroase, mementourile neplăcute ale datoriilor și, ca urmare, starea de spirit proastă. Dar asta nu este tot. Pierderi, daune, neîndeplinirea obligațiilor de către parteneri, necesitatea de a respecta circumstanțele și voința altor persoane. Destul, asta este prea mult, uite și nu-ți aminti. Stelele îți sugerează și insistă să vezi atent unde să așezi condeiul. Și modul în care va rezulta noul 2022 depinde în totalitate de tine. Așa că începe să-ți scrii propriul scenariu. De exemplu, după o muncă grea aprilie și mai, vei obține un profit solid, într-adevăr, nu ți se va refuza responsabilitatea și dăruirea. În iunie, aranjează-ți viața personală și așteaptă vremea rea lunii octombrie cu alesul tău undeva pe o insulă tropicală din ocean, la sfârșitul lunii decembrie, fie și așa, împrumută un bine meritat sfârșită de an fericită din primul scenariu stelar. Zilele în care norocul va poposi în casa și în viața ta în 2022 sunt afișate pe ecran. Bine, dar dacă trecem la cele practice, în acest an vei căuta o cale de mijloc între casă și carieră, iar responsabilitatea personală te va ajuta în acest sens. În 2022, Pluton își continuă marșul de-a lungul semnului tău solar, aducând astfel periodic schimbări ale vieții tale. Dacă nu dorești ca circumstanțele vieții să ți rupă caracterul, începe singură să te schimbi. Evenimentele din martie până în mai pot fi fie destructive, fie constructive. Acestea vor necesita activitatea ta personală, inițiativa, curajul, dăruirea și efortul maxim. Nu va fi posibil să aștepți acest curs al evenimentelor într-un loc retras. Perioada retrograda lui Saturn din iunie până în octombrie îți va permite să-ți reconsideri opiniile despre autoexprimare. Pot apărea situații în care ideile și sugestiile tale nu sunt primite așa cum ai dori. Nu te grăbi să te superi, dă din aripi. În primăvară, învață să simți momentul potrivit. Dacă ești născut între 22 și 31 decembrie, în 2022, rudele și prietenii vor avea nevoie de ajutorul tău. Rezolvându-le problemele, în a doua jumătate a anului, s-ar putea să te confrunți cu un abuz total asupra bunătății tale. Învață să refuzi. Încearcă să nu împrumuți din martie până în iunie. În iulie și august, satisfacția și atractivitatea pot atrage un partener în viața ta, care, printre altele, îți poate îmbunătăți semnificativ situația financiară. Dacă ești născut între 1 și 10 ianuarie, în prima jumătate a anului, vei avea tendința de a-ți exprima în mod activ poziția, totul sau nimic, convingerea că nimeni nu te poate face mai bun și mai corectă va interfera în orice parteneriat. Din aprilie până în iunie, stai departe de proiectele aventuroase în care trebuie să-ți folosești îndatoririle oficiale. În iulie și decembrie, Încearcă să-ți controlezi dragostea pentru libertate și independență. Egoismul și gelozia pot te distruge cele mai bune prietenii în septembrie, dacă ești născut între 11 și 20 ianuarie. În ianuarie și februarie 2022, fi sinceră în parteneriatul tău și evită neînțelegerile de ambele părți. În perioada martie-august, poți fi testată pentru fidelitatea față de opiniile tale cu privire la capacitatea de a te îndrepta spre obiectivul tău în ciuda circumstanțelor. La mijlocul verii, poți simți sprijinul forțelor luminii. Cel care a fost împotriva ta și poate schimba atitudinea și poate deveni prietenul tău. Noiembrie și decembrie este momentul să profiți de beneficiile eforturilor tale din întregul an. Dragostea în anul 2022 nu te baza prea mult pe stele în ceea ce privește relațiile cu sexul opus în anul tigrului. În această privință, adesea stelele se înșală când vine vorba de semnul tău zodiacal. Și acum, undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, planetele se aliniază într-o formulă de dragoste, dar trebuie totuși să o demonstrezi și de unde se pot obține atât argumente irefutabile pentru a obține rezultatul corect al unui lucru care nu poate fi atins cu mâinile, nu îl poți gusta și nu îl poți vedea cu ochii. Așa că ascultă-ți inima, nu te va înșela, păstrează-o deschisă. În plus față de perioada de mai sus, luna august este acceptată pentru a fi luată în considerare. Dar aici fericirea va zâmbi femeilor singure. Un taur frumos va apărea în mediul imediat apropiat. El îți va da ceva de băut și ceva de hrănit și îți va oferi afecțiune. Cu toate acestea, este conturat un alt concurent pentru inima ta. El va avea în mod clar trăsăturile balanței. La prima vedere, jocul este dificil, dar la a doua și poate la a treia încercare, toate dificultățile vor dispărea deoarece cu o singură lovitură vei prinde două păsări cu o singură piatră, o căsătorie profitabilă și o carieră strălucitoare, un scenariu diferit este pregătit pentru jumătatea masculină în afacerile amoroase, totul în mâinile tale, și când inima -ți sare, nu sta prea mult timp pe gânduri, dar organizează o ambuscadă, acționează imediat, se estimează o frecvență cardiacă ridicată în februarie, aprilie, sfârșitul lunii mai, iulie și octombrie. Bani în anul 2022, chiar la începutul anului 2022, horoscopul te sfătuiește să-ți împiedice impulsurile de afaceri și să nu mergi drept înainte. Devizata până la începutul primăverii este, departe de, de șefi, mai aproape de casă. De asemenea, este recomandabil să amâni începutul cazurilor planificate anterior și lansarea de noi proiecte. De asemenea, este posibil ca autoritățile oficiale care te vizitează să nu ți aducă rezultatul dorit. Desigur, ai dreptul legal să nu ți conte de aceste recomandări, dar despre următoarele sfaturi, renunță la modalitățile tradiționale de rezolvare a problemelor, privește lucrurile la scară largă și, pe de altă parte, fără un scop anume, dacă funcționează, du-te, dar dacă înduri până la căldura primăverii, atunci planurile nu vor trebui să se schimbe și toate lucrurile vor merge ca un ceas, începe la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, acest timp este favorabil pentru încheierea unor contracte importante, întâlniri oficiale și interviuri de angajare farmecul incredibil și atractivitatea specială vor fi adăugate calităților tale de afaceri, ceea ce va contribui la un rezultat pozitiv al oricărei dintre intențiile tale. Mai mult, toate afacerile începute pot fi profitabile, iar investițiile cu succes, și nu va dura mult, până în toamnă, vei observa schimbări tangibile pozitive în situația ta financiară. Sănătatea în anul 2022. În anul tigrului, organismul puternic și rezistent al capricornilor va putea rezista la sarcini grele, dar totuși vor exista perioade tensionate în care bolile profesionale și cronice își vor aminti de ele însele. Pentru a le atenua, merită luate măsuri preventive pe tot parcursul anului. Cea mai traumatică perioadă va fi de la sfârșitul lunii ianuarie până la începutul lunii martie. În această lună, comportamentul agresiv și riscant poate provoca leziuni ale mâinilor și articulațiilor umerilor. În februarie și octombrie, acordă atenție inimii, coloanei vertebrale, sistemul endocrin și respiratoriu. În aprilie, durerile de cap și tusea te pot deranja și este posibilă o iritabilitate nervoasă crescută. Dormi bine și încearcă să menții o dietă echilibrată. Din iunie până în septembrie este o perioadă favorabilă recuperării la mare dar și tratamentului balnear. Horoscop chinezesc 2022 pentru Capricorn Dacă în horoscopul chinezesc ești șobolan, locația, locul de muncă, locul de muncă al soțului sau al soției, toate instituțiile oficiale, casa tatălui tău, personaje, tu, partenerii tăi de afaceri și de căsătorie, Funcționarii de rang înalt, părinți, eroul zilei comandă muzica, toți dansează împreună, dar înainte de a face primii pași victorioși, de la începutul anului și aproape până în toamnă, va trebui să lucrezi din greu, nu vor lipsi ajutoarele, dacă în horoscopul chinezesc ești bău, datorită unei șanse norocoase, afacerile financiare vor începe în cele din urmă, nu rata timpul lor, martie? aprilie și începutul lunii mai, acționează cu îndrăzneală și hotărâre. Nu te aștepta la ajutor. Vei simți atât de multă energie în tine, încât este timpul să-i ajuți pe ceilalți. De exemplu, rudele apropiate, o soră sau un frate. Și dacă problemele personale rămân nerezolvate până la toamnă, atunci încearcă să soluționezi totul în octombrie. Dacă în horoscopul chinezesc ești tigru. Tonul principal al anului este justiția, egalitatea universală și binele comun. Adevărat, aceasta este partea vizibilă a icebergului. Undeva sub apă este o melodie ușor diferită pe care doar tu o cunoști. Nu te grăbi să o aduci la ascultarea publică. Rafinează detaliile în care munca curge lin în viața personală. Sincer, nu știu despre ce este vorba. Probabil. Este vorba de un tratament corect al tău și al dreptului legal la odihnă. Dacă în horoscopul chinezesc ești epure, nimic nu te poate bate anul acesta. Și totul pentru că vei apărea un alt scop, înalt și greu de atins, dar vei avea totul pentru a-l atinge. În cele din urmă, se poate dovedi că cel puțin încă două ținte vor fi lovite din aceeași lovitură prin ricoșeu. Repere temporale Vizează sfârșitul lunii ianuarie, mai și mijlocul lunii iulie. Rezultatul va fi disponibil în octombrie. Dacă în horoscopul chinezesc ești dragon, modul în care se desfășoară anul 2022 va depinde în mare măsură de starată de spirit, dar ceea ce ar trebui exclus cu siguranță din viața de zi cu zi este descurajarea și pesimismul. Scoate cuvintele acestea din lexicon? Nu, nu știu. Este îndoielnic și, în general, încearcă să mergi împotriva obiceiurilor și dorințelor tale, și la sfârșitul anului, pregătește-te pentru o întâlnire fatidică. Dacă în horoscopul chinezesc ești șarpe, nevoia de a-ți asuma angajamente sporite îți va oferi încredere în abilitățile tale, în același timp, va exista oportunitate de avansare în carieră, dar nu trebuie să te bazezi pe rezultate rapide. Toate întreprinderile din acest an vor servi drept bază pentru succesul viitor. Mai mult, o reorientare profesională completă nu este exclusă. În ceea ce privește afacerile personale, totul se va afla în același regim. Dacă în horoscopul chinezesc ești cal, în prima jumătate a anului 2022, stelele promit capricornilor născuți în anul calului o călătorie mult așteptată. Dar după ce te-ai întors din rătăcirile îndepărtate, nu te grăbi să-ți lași valizele. În a doua jumătate a anului, condițiile se vor coace pentru o schimbare completă a habitatului. Odată cu aceasta, vor exista schimbări în viața familială și personală, care vor necesita o revizuire completă a opiniilor tale asupra vieții. An după an, aceste schimbări le-ai construit. Dacă toate acestea nu sunt despre tine, atunci accesoriile de călătorie îți vor fi oricum la îndemână. Dacă în horoscopul chinezesc ești capră, mintea ta va fi comercială. Dar faptul că crinii din vale vor înflori în sufletul tău, nimeni nu se aștepte de la tine. Asta este rezervat pentru cei mai buni. Bucură-te de frumoasele flori ale succesului pentru moment. Mai mult, ți se deschid oportunități financiare excelente în domeniul antreprenoriatului privat. Aici, poți așeza ceva serios pe și solide, poți să câștigi o sumă substanțială, apoi dai crinii de la vală celui pentru care sunt destinați. Dacă în horoscopul chinezesc ești mai muță, dacă vrei să schimbi ceva în viața ta, fă-o fără ezitare. Și, în primul rând, ia în considerare această posibilitate în viața de familie. Este timpul să te decizi despre relația ta triunghiurile amoroase au supraviețuit puțin. Să-ți dezvălui secretul. Foarte curând o barză și va bate aripa peste casa ta. Și această pasăre nu zboară doar. De îndată ce zăpada se topește, așteaptă-te. În acest moment, ar trebui să ai totul pregătit. Dacă în horoscopul chinezesc ești cocoș, pentru a înțelege semnificația evenimentelor care au loc în 2022, Va trebui să studiezi elementele de bază ale combinatoricii și teoria relativității. Nu este necesar să devii Leibniz și Einstein. Totul se va întâmpla la scară locală și pe un teren familiar. La locul de muncă, cunoștințele acumulate te vor ajuta să calculezi combinațiile potrivite pentru beneficii maxime cu un efort minim. În viața personală și de familie, pentru a-ți determina poziția față de toate personajele care au parte la ea. Dacă în horoscopul chinezesc ești câine, toate durerile și amărăciunile vor fi lăsate în urmă și în spațiul liber rămas, tragi o nouă linie de plecare. Dacă există ceva care merită într-o viață trecută, pune-l în fundația tuturor clădirilor viitoare. Lasă deoparte lucrurile mici și dirijează toate eforturile în direcția dorită. Trebuie să alegi singură. Există un singur criteriu de selecție, o nevoie urgentă. Începe să construiești cu capul. Dacă în horoscopul chinezesc ești mistreț, în mod ciudat, lipsa planurilor și o poziție clar verificată te vor ajuta în toate problemele anului tigrului. Ascultă ce au de spus cei dragi. Cuvintele lor pot conține un ghid complet de acțiune. Privește ca într-o oglindă realitatea înconjurătoare și... Dacă este necesar, corectează o buclă dezordonată sau apasă un buton, și pentru o gustare plăcută, unele dintre faptele și acțiunile tale trecute vor fi răsplătite tocmai în 2022. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!